Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Banii n-aduc fericirea. E o zicală veche cu care unii sunt de acord, iar alții nu. Ei bine, eu cred că răspunsul diferă în funcție de situație. Dacă ai muncit 10 ani la afacerea ta și în sfârșit începe să obțină profitul pe care l-așteptai, atunci da, banii aduc fericirea. Dar dacă ai bani și suferi de o boală incurabilă, la ce îți folosesc? În cazul ăsta nu aduc fericirea. Cert este că e mai confortabil să ai bani decât să nu ai, pentru că scapi de niște griji indiferent dacă ești fericit sau nu. Aici se ivește următoarea întrebare. Poate orice om să devină bogat, dar tu poți fi bogat? Ei bine, astăzi vom încerca să răspundem la această întrebare cu ajutorul a 6 semne că un om va deveni bogat într-o zi. Poate chiar și tu. Din păcate, eu nu sunt încă bogat, deci nu pot vorbi din experiență, dar s-au făcut anumite studii care au dovedit că aceste 6 elemente sunt comune oamenilor de succes. Dacă ai cel puțin 2 dintre acestea, sunt șanse reale că și tu vei deveni bogat într-o zi. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul semn că vei avea succes pe plan profesional este că ai un IQ mare. IQ este abrevierea sau prescurtarea de la termenul intelligence quotient, care se traduce în română coeficient de inteligență. IQ-ul măsoară capacitatea ta de a înțelege o problemă, de a te adapta la ea și de a o rezolva. Pentru cei care nu știu, IQ-ul se măsoară prin intermediul unor teste ce conțin niște probleme de logică. De exemplu, ți se arată 5 imagini care au legătură una cu alta și tu trebuie să afli care este a 6-a. La finalul testului ți se acordă un scor 100 fiind media, dacă ai peste 100 ești peste medie, dacă ai sub 100 ești sub medie. Se crede că IQ-ul este determinat genetic pentru că poți să te antrenezi să devii mai bun la un anumit test IQ și astfel să obții un scor mai mare, dar capacitatea ta de a obține un scor mai mare la alte teste asemănătoare cu acel test nu crește deloc. Așadar, IQ-ul joacă un rol important pentru a avea succes, pentru că îți oferă capacitatea de a rezolva probleme mai repede și mai eficient. Însă, din păcate, se pare că e din ce în ce mai puțin important să ai un IQ ridicat în zilele de azi. Al doilea semn că vei fi bogat este că muncești foarte, foarte mult. Asta e o veste foarte bună pentru cei care nu sunt inteligenți de la mama natură, pentru că pot compensa prin muncă. Însă există o diferență între a fi inteligent și a fi deștept. Poți să devii mai deștept citind, aflând informații noi și punând în aplicare aceste informații pentru a face bani. Dar pentru a reuși asta nu trebuie să fii leneș, trebuie să te strofoci, trebuie să muncești din greu cu entuziasm chiar dacă nu vezi rezultate din prima. Al treilea semn că vei fi bogat este că ai un talent. Talentul într-un anumit domeniu este înnăscut, adică poți fi bun la fotbal, poți fi bun la matematică, poți avea o voce frumoasă. Și se caută oameni talentați, numai că sunt destui și tu trebuie să te diferențiezi de restul. Cum faci asta? E bine, prin muncă. Trebuie să muncești mult ca să-ți pui în valoare talentul. De asta am zis la început că îți trebuie minim 2 elemente dintre acestea 6 ca să ajungi să ai bani mulți la un moment dat. Al patrulea semn că vei fi bogat, un semn pe care îl poți găsi la majoritatea oamenilor de succes, este că au un plan. Trebuie să știi exact care este ținta, care este scopul tău, pe ce te focusezi pentru a deveni cel mai bun în acel domeniu. După ce ți-ai stabilit această țintă, trebuie să-ți faci un plan, adică niște pași mai mici pentru a ajunge mai aproape de scopul, de destinația finală. Acum, acest plan se poate schimba pe măsură ce avansezi, pentru că viața e imprevizibilă, te poți lovi la orice pas de niște greutăți neprevăzute. Dar este de 1000 de ori mai bine să ai un plan decât să te bazezi pe noroc. Adică să zicem că ești bun la actorie, știi să imiți foarte bine niște personaje. E bine, dacă nu ți iei soarta în propriile mâini și aștepți să te descopere cineva în loc să te duci la 10.000 de audiții sau la cursuri de teatru, e bine, sunt șanse mici să reușești doar bazându-te pe noroc. De asta ai nevoie de un plan, chiar dacă nu este perfect de la început. Dar ca acest plan să funcționeze, trebuie să ai o echipă sau oameni care să-ți fie alături. Și acesta este al cincilea semn că vei fi bogat. Ai o echipă, ai oameni care să te susțină. E foarte greu să te îmbogățești singur, mai toți oamenii de succes au avut pe cineva în spate, în culise, care să îi ajute să pună planul în aplicare. De ce ai nevoie de cineva care să te ajute? Ei bine, oricât de talentat, oricât de mult ai munci, oricât de multe ai ști, n-ai cum să fii bun la toate. Trebuie să găsești pe cineva care să fie bun într-un anumit domeniu care îți e de folos ție. Să zicem că vrei să începi o afacere serioasă, nu poți să te ocupi tu și de vânzări, și de marketing, și de
fabricarea produsului, e imposibil, nu poți să te împarți în 10.000 de locuri. De asta ai nevoie de o echipă, fiecare om având o mică parte din sarcinile totale care să creeze un produs foarte bun. Deci ca să ai succes și să faci foarte mulți bani, trebuie să conștientizezi că nu poți face pe cont propriu. Ai nevoie de o echipă, chiar dacă e nasol că trebuie să împarți banii cu ei. Și în final, al șaselea semn că vei fi bogat este că nu renunți. Știi, noi vedem la oamenii bogați doar vârful icebergului. Vedem case frumoase, mașini frumoase, femei frumoase, dar nu vedem toate eșecurile pe care le-au trăit până să ajungă la acel succes. Trebuie să dai greș de 10.000 de ori ca să dai lovitura odată. Asta înseamnă că trebuie să te ridici de la pământ de 10.000 de ori. Pe drumul tău către bogăție trebuie să realizezi că vei da peste foarte multe greutăți, că vei fi la pământ de foarte multe ori. Trebuie să te gândești foarte bine dacă merită tot acest stres, toate aceste probleme ca să ajungi să culegi în sfârșit roadele. Nu poți să te gândești la mulți bani fără să te gândești la problemele care vin cu aceștia. Deci trebuie să fii sigur și să nu renunți dacă chiar asta îți dorești. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și, bineînțeles, să-mi dați un follow la Edithvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa butonul Alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaj și îți voi răspunde în aceea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund cam după 2-3 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edithvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune M reușită, nu rateu! Pa, pa!